la toți pentru munca care ați depus-o astăzi. Asta este nu numai o muncă, dar este un simț al entuziasmului, este un bun simț al gospodarului. La dumneavoastră, practic toți locuitorii orășelului Căușeni, de a menține curățenia și practic proiectele date vor fi menținute în alte direcții. Vă duc mulțumire la toți, practic, dacă domnul Tudor ne va primite ceva mai bun, am să ieșim să sfătărim întrebarea dată. Vă mulțumesc mult, dar... Vreau să aduc mulțumiri în primul rând băieților care au organizat în genere proiectul ăsta, ca noi să fim acum aici, în genere ca să facem curat acolo unde trebuie de făcut curat. Vreau să spun mulțumesc și conducerii că este alături de noi, dar luați în vedere care conducere este și sper că mă aud și cei că vrem, nu a fost organizat Hai Moldova numai pentru elevi, a fost organizat Hai Moldova pentru toată lumea, începând de la mic și terminând cu cel mai mare. Așa că, dragii mei, uitați-vă în jurul vostru cine suntem și câți maturi avem. Trebuie să prețuim și trebuie și noi să fim stimați. Mulțumesc frumos și sper să mai participăm la asemenea proiect. În primul rând vreau să mulțumesc și sponsorilor care au contribuit, domnul Grigore Lepeșuc, este Serena Dorința, Succes, Bostan și mulți Consiliul Raional și nu în ultimul rând este și direcția liceilor, școlilor, grupele care inițiativă care au fost din partea grupului de lucru. Vă mulțumesc! Ați dat o mână de ajutor, ne-ați ajutat să faci bine, au scris istoria, pentru că este cel mai mare proiect din România.